Săptămâna trecută, Consiliul Județean Argeș a dat acordul pentru preluarea clădirilor de patrimoniu situate în Câmpul Ungmușcel și care până în prezent s-au aflat pe lista de inventar a instituției de la Pitești. Pe lista Consiliului Județean se află clădiri importante cum ar fi Vila Grand, Vila Drăghiceanu și clădirea care a adăpostit Centrul de Copii cu Handicap. Referindu-se tot la spitalele de pe raza municipiului Câmpul Ung, consilierul cu atribuții de viceprimar Bogdan David a cerut Consiliului Local o întâlnire între legislativul localității și conducerea spitalului municipal în vederea discutării unor probleme de nivel organizatoric. Consiliul Județean și-a dat acord verbal de preluarea către municipiul Câmpul Lung, tot ce înseamnă clădiri și terenul de la TBC. Ne-a pus să dăm o hotărâre la Consiliu, n-a mai fost cazul pentru că avem o hotărâre la Consiliu în 2011 dată. Mâine ar trebui să o înainte la Consiliul de Zean să facă materialul să ne privea clădirea. Legat de Spitalul Municipal, aș vrea pe domnul Țărân să cumva o ședință de Consiliu, cu părerea dumneavoastră extraordinară, pe tema Spitalului Municipal. Pentru că acolo, din punctul meu de vedere, sunt lucrurile destul de grave. Am văzut că deja sunt foarte mulți medici care au început să plece. O parte dintre ei voi, ceilalți amenințați, ca să știm. Am avut surpriza neplăcută, să spunem, la începutul lunii ianuarie, dar am văzut structura organizatorică a Spitalului Municipal pe site-ul instituției respective. Structură organizatorică venită cu anexele, în care scria foarte clar, am și eu materialul, dacă o să-l prezentăm la ședința extraordinară, în care scria foarte clar, intră în vigoare odată cu aprobarea de către Consiliul Local. Și acolo a fost înființat punctual un compartiment cu un anumit număr de paturi care este nefuncțional. Astăzi am văzut că au retras această structură organizatorică după site-ul Curului Spitalului, deci nu mai este în vigoare. Deci deja nu mai știm care e structura organizatorică a spitalului. Când am avut o discuție, dacă vă aduceți aminte, în 2 noiembrie, cu domnul director medical, cu domnul director, cu managerul spitalului, n-am ce să mai discutăm, ca să nu discutăm Consiliul Local, că nu are contract cu noi. Cu domnul director medical a fost foarte supărat și mi-a reproșit că nu mai vine la Consiliul, că l-am ținut în picioare. Ce problemă, să-i punem o dispoziție, să-i punem două părțiți aici, când să vină și... Acolo o să vă aduc un număr de materiale destul de serioase să vă arăt că problemele destul de grave. Deci, de la faptul că domnul secretar în ședința trecută de Consiliu mi-a spus că are contractul de management și indicii de performanță ai managerului la adresul, n-a reușit să-mi dea pentru că nu i-are. Și, în continuare, eu nu am găsit aceste materiale. Nu am nici contractul, nici indicii de performanță semnați de domnul Tănescu și de domnul Călin Andrei în 2014. Pentru că ulterior au apărut o grămadă de adiționale făcute între domnul Stănescu și domnul Țăroiu, unele ca și compensație, cred că nu și-a mai dat demisia. Pentru că asta e. Toate aceste materiale o să le pun la dispoziție cu rugămintea să facem o ședință extraordinară săptămâna trecută. Eu am cerut săptămâna viitoare, eu am cerut în mod clar și oficial ca domnul Grigore Stănescu să țină de demisia care și-a dat-o și să plece. Pentru că se pare că Spitalul Municipal se duce în derizoriu sub conducerea dânsului. Ceea ce vor consilierii locali este până la urmă o mai bună informare a Consiliului de Administrare a Spitalului Municipal în legătură cu tot ce se întâmplă la nivel de conducere a instituției respective.